Legat de agricultura ecologică, aș vrea să fac o precizare. Județul Suceava este pe primul loc la ferme care practică agricultura ecologică. Deci noi pe total la județ avem peste 450 de dosare la agricultura ecologică. Avem până în data de 30 iunie aveam de finalizat acțiunea privind verificarea fermelor ecologice. Primim eșantioane de verificare pe ferme de la nivel de minister, avem 130 de dosare și noi am reușit până la sfârșitul lunii mai să facem verificările, s-au întocmit rapoartele ca fermierii să-și poată primi banii. De asemenea, Direcția Agricolă a fost implicată în campania de verificare a dosarelor de subvenții privind măsura 141 la fermele de subzistență și în această campanie, până la data de 30 aprilie, au fost dosarele cu termenul de prelungire. Deci până pe 15 s-a mai prelungit o parte din dosare care s-au venit și s-au fost în termen. Deci avem 20 de dosare primite la care s-au făcut evaluări, s-au făcut inspecțiile în teren și sunt predate înapoi Agenției de Plăți și Pescuit. Nu am găsit probleme deosebite la nivelul fermelor pe care le-am vizitat și la colegii noștri le-am inspectat. Sunt în general fermieri care s-au ținut de angajamentele pe care le-au făcut. Sunt oameni gospodari care sunt implicați și, totodată, dacă există înțelegere și solicitudine din partea lor și din partea noastră au găsit toată înțelegerea și disponibilitatea ca aceste ferme să-și primească bănuții.